Salutare, dragi prieteni și dragi columbofili. Astăzi o să vă zic așa în mare parte, vă mulțumesc că v-ați abonat, că ați dat like, adică ați fost activi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi place că apreciați videoclipurile mele. Și nu ca de fiecare dată v-aș ruga și la acest videoclip să apăsați acolo butonașul de like, așa, fraților, și să strângem o sumă frumoasă, cum am spus la celelalte videoclipuri, de like-uri. Și să scrieți în comentarii despre porumbei mei și despre tot ce vă prezint în videoclipuri. Da, fraților, îmi place că apreciați, vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult. Așa, pardon, și acum am zis că să fac, este ora 5, aproape 5, și m-am gândit să fac așa un videoclip, că mâine, cum v-am zis, mâine o să avem primul antrenament. O să mă duc cu Nea Cornel, cu omul care mi-a dat porumbei, cu omul care mi-a dat porumbei aceea care vi-am prezentat în videoclipul anterior. O să mă duc mâine cu el să îi mișcăm, dar nu pe aceștia. O să dăm play să vi prezint și porumbei care o să-i bat la antrenament. Așa. Aici dețin eu porumbei de matcă. E un număr destul de frumușel, adică sunt în jur de vreo 23 sau 29 de porumbei, sau aproape 30 sunt. Așa, și m-am gândit să fac așa un videoclip. Și fraților, astăzi o să vă mai arăt aici la matcă ce mai este: ouă, pui și toate cele. O să mai am eu o 3 perechi, o să trebuiască să mai am eu o 3 perechi. Să depun ouă, așa. Haideți să începem, stați puțin. Aici, vedeți, nu prea se vede pentru că e întuneric, este o bălțată. Avem ouă. Roșia asta are și ea ouă. Nărosul ăsta are și el ouă. Da, fraților, aici avem un puișor. Stați puțin să îl iau. Ia uitați-l, fraților, este un puișor roșu. Ăsta l-am minelat pe cu inel de 2018, pentru că am zis că e ultimul inel și am spus să-l inelez. Și eu am și inelat de 2019, am pui inelat de 2019. Așa, am unii chiar la zburători. Așa, este un pui frumos. Rugămintea mea ar fi să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre el și despre altceva, despre ce o să vă arăt în videoclipul acesta. Așa, să-l punem înapoi la loc, aici este cuibarul lui. Aici. Așa, și ne mai uităm aici. Opa. Aici avem un puișor. Aici avem un puișor micuț. Așa. Vi l-am arătat. Aici trebuie să îmi depună ouă. La cucă mai avem două ușoare. Ia uitați-o. Să-mi spuneți că unii dintre voi mi-a plăcut de voi, că mi-a spus că ce frumos sunt cu cei doi. Așa, fraților, și vă mulțumesc foarte mult că apreciați. Și aș vrea și eu o apreciere frumoasă despre porumbița asta. Aici trebuie să depună ouă, aici tot la fel și aici tot la fel. Deci vreo 4 perechi trebuie să depună ouă. Porumbei tocmai ce au mâncat niște porumb. Mâine o să-mi iau și mâncare pentru ei, specială. Așa. Și în rest, văd că îngrijesc bine, foarte bine puii. E foarte bine. Mâine o să-mi iau și mâncare, că tot de unde o să-i lansăm, o să fie, e un magazin, mi-a zis omul de acolo, mi-a zis că e un magazin acolo, de mâncare specială pentru porumbei. Și mâine o să dau pe acolo să-mi iau și o niște mâncare pentru matcă, bine, și pentru zburători. Perechea asta, bălțați ăștia doi, sunt o pereche de doică, adică nu o să scopui, o să bag alte ouă și alți pui sub ei. Prima lor mi-a scos până acum o serie de pui, dar v-am zis, nu din ei. Am avut niște ouă de la niște... ăștia doi trebuie să-i mut, astăzi o să-i mut. Așa. Și fraților,
Ia uite, să aleargă negru cu roșia asta, pentru că și ei dă să facă ouă. Așa. Și în rest este foarte bine, mulțumit pentru că am ouă, am puișori. Și o să mai luăm niște achiziții. Așa. Perechea s-a bălțat, trebuie să depună, trebuie să mă vorbesc cu omul ăla iară să-mi dea niște ouă, să iau ca să pun sub ei, pentru că nu scopui din ei. De fapt, sunt ca un fel, mă folosesc de ei așa. Înțelegeți voi cum, ce vreau să zic. Așa, fraților, și cam atâtea cu pe aici plamat, că haideți să mergem și la zburător, la ornament, dacă vreți. Și încă ceva vreau să vă zic. Fraților, unii dintre voi m-ați întrebat că de ce țin ornament. Fraților, deci ornamentul nu este al meu. Deci porumbei de ornament, cum ar veni înfoiați jucătorii și Mr. Lee, nu stai mei, sunt al lui fratele meu, dar am zis că poate dacă sunteți interesați, unii care sunteți interesați și vreți să vedeți și altceva, am zis că să filmez și play, dar ornamentul, țineți minte, nu e al meu, deci eu mă ocup doar cu voiajori. Pentru că voiajorii mă pasionează pe mine ornamentul. Așa, și ornamentul îl pasionează pe fratele meu. Și am zis că să filmez așa puțin și la ei, să vi arăt așa mare parte. Dar cei care nu știți și mă urmăriți de mult, ornamentul nu este al meu, este al fratele meu. Porumbei de ornament, eu doar cu voiajorii mă ocup. Așa, și cam atât și pe aici plamat, că hai să mergem la zburători. Stați puțin să pun pe pauză. Da, fraților, am revenit și la ăștia, dar din păcate îmi pare rău că nu se vede nimica, pentru că este soarele. Deci porumbei de aici, bine, nu se vede, dar o să-i vedeți mâine dimineață, când o să îmbarchez. Așa. O să vi prezint așa ăștia, toți porumbei ăștia de aici. O să meargă mâine la antrenament, la primul lor antrenament, pe 2019. Așa, deci îmi pare rău că nu se vede, pentru că e foarte întuneric și bate soarele rău acolo. Așa, și acum, fraților, să vă arăt și la ăștia, că am văzut că mi-au depus o... Astăzi avem aici un puișor, stați așa să-l iau la lumină. Ia uitați, este un vânăt, pentru că părinții lui sunt vineți. La mine era și pe acesta, uitați-l. Ia uitați inelul, de 2019. Sper că se vede acolo. Stați puțin să focuzează, pentru că... Ce faci, bă, micuțul? O să iese un... Wow, a fost și bătut, sărăcuțul. Sau cred că acum e bătut. Dar e rănit bine, la mine, la cuinele de 2019, FCI. Așa, îl punem aici înapoi. Și în rest, porumbei sunt în formă și ăștia. Și o să primească mâncare cumpărată mâine, când o să vină de la antrenament. Deci, fraților, mâine dimineață o să revin când îi îmbarchez. Când o să... Da, când îi îmbarchez eu. Adică când îi bag în ladă, în cutie, în lada aia de transport. Așa. Aici, la bălțata asta, avem și noi ouă. Are și a două ouă. Și mai avem... A, Roșia a depus două ouă. E bine, mă bucură. Deci porumbei ăștia, îmi pare rău că nu se văd, dar o să-i vedeți mâine. Stați puțin să mă împing eu puțin așa la ei, ca să vi arăt așa mare parte. Le-am pus și lor porumb grâu, floarea soarelui, dar din păcate floarea soarelui nu mai am. Porumbei ăștia sunt foarte, foarte bine în formă. Îmi place de ei. Așa, îmi pare rău că nu se vede așa bine, dar o să-i vedeți mâine când o să-i bag în ladă și o să-i vedeți acolo pe toți. O să le scriem și pe foaie, o să le scriem alea seriile și cu... Pentru că vreau să văd la ce oră ajunge fiecare porumbel. Pentru că eu o să mă duc cu ei și fratele meu o să-i aștepte acasă. Deci, cam... Ăștia sunt porumbei care o să-i duc mâine la zbor.
Așa, vreau să văd dacă am pierderi sau nu. Eu sper că, nu știu acum ce să zic, așa în mare parte ce să cred despre ei. Așa, acolo vedeți roșia mea de pus două ouă. Le-am pus și lor niște vitamine în apă și sunt foarte, foarte bine în formă, se prezintă. Totuși le-am mai dat drumul. Acum unii intrară în spunic. Așa și mâine o să vedem cum, în ce stare se, în ce, cum o să vin acasă. Așa, stați puțin să mă dau puțin înapoi, că văd că n-au loc toți în spunic. O câțiva văd. Așa. Deci rău îmi pare că nu se vede așa clar, dar o să-i vedeți mâine dimineață, v-am zis. Pun pe pauză și revenim la înfoiat, la porumbeilul fratele meu de ornament, să vi-i arăt. Uitați, dragi prieteni, am revenit și la ornament. Tocmai ce dă să mi se descarce bateria. Ăștia sunt porumbeii lui fratele meu, înfoiații ăștia. I-am mutat de acolo de unde îi aveam. Dacă știți, cei care mi-au urmărit canalul știți unde îi țineam în viață și am mutat acolo unde stăteau ei în compartimentul ăla, acolo unde mi-am făcut. Eu o să-mi fac de pui, deci o să țin pui ăștia care îi scot, care o să-i mai primesc. Fratele meu, porumbei fratele meu ăștia sunt, ornamentul, lui, el cu așa ceva se ocupă despre înfoiați, are și el, văd că un puișor aici. Nu mi-a zis nimic de el. Și aici o pereche mai avem. Ia uite și pe ăștia. Ce faceți cu aceea? Așa le pune și le apă, boabe, toate, tot ce trebuie ca să-i țină în formă. Și văd care sunt frumoși, așa. Fraților, v-aș ruga să-mi spuneți acolo în comentarii toți care mă urmăriți și apreciați acest videoclip cu un like. V-aș ruga foarte, foarte mult, fraților, pentru că văd că se poate, dar vreau să fiți și voi cam când postez așa mereu, să fiți mereu activi, să fiți acolo, știți, pe fază. Deci când postez, să apăsați butonașul de like acolo, să strângem câte mai multe like-uri și să-mi scrieți în comentarii dacă nu mai vreți să postez cu porumbeii fratelui meu, să-mi spuneți în comentarii dacă vă deranjează. Dacă nu, eu o să continui în acest fel să postez și cu porumbeii mei și cu porumbeii lui. Asta e un puișor foarte frumos și micuț. Ce faci, bă? Cred că e o femeluță, cred, nu știu sigur. Văd că într-un cuibar acolo are și ouă. Așa, aici văd că i-au strâns paie. Și aici i-au strâns paie. Tot la fel o pereche. Are număr vreo 15 înfoiați. Are el aici. Sau nu știu sigur câți are. Eu cred că 15 are. Așa. I-am băgat aici deoarece acolo v-am zis vreau să-mi fac compartimentul de pui, să bag doar pui de voiajor. Și i-am zis că să-i bage aici și i-a băgat aici. Văd că și lui dă să fac ouă. Tocmai ce a intrat o femeie acolo jos în cutie să pe ouă. Așa și văd că unele perechi chiar să dă să facă ouă. Așa, deci să țineți minte, fraților, că unii m-ați întrebat că de ce postez cu foiații, pentru că deci sunt și porumbei de ornament. Deci, fraților, vă zic, să i-am uitat să vă zic, ăștia nu sunt porumbei mei, sunt porumbei fratelui meu. Așa. Mâine o să mă ajute să îmbarchez porumbei în cutie. Așa. Și cam atât, așa mare parte, ce să vă mai zic, ce să vă mai arăt. Pentru că acolo unde îi țin înfoiații, mai am perechea de misili care are grijă de pui. Am uitat să vă zic că am și doi pui de misili foarte, foarte frumoși. Așa. O să vi prezint în alt videoclip. Așa. Și așa stăm foiață fratelui meu. Cam atâta cu această pripelici, cu acest videoclip. Nu știu ce să vă mai zic așa. Uitați să vă zic ceva. Mă scuzați. Fraților, unii m-ați întrebat că dacă vrea să le lea la unii m-au întrebat să le reacționez la videoclipuri. Deci rugămintea mea ar fi, sau părerea mea, cum s-ar putea spune,
Dacă vreți să vă reacționez la un videoclip, adică cum face Eddie Pigeon, am văzut că reacționează la câteva videoclipuri și chiar îmi place, pentru că îmi place ce face, despre că unele persoane chiar vor să le reacționez la videoclipuri. Și chiar dacă vreți să vă reacționez la un videoclip, lăsați-mi în comentarii, eu o să vă reacționez la el, dar o să reacționez și la cei care postează cu porumbei și despre toți care vreți să vă reacționez pe canal, să vă reacționez la un videoclip. Cu mare drag, cu mare plăcere. Deci rugămintea mea ar fi să lăsați acolo în comentarii răspunsul, da sau nu, care vreți, care doriți, la ce videoclip vreți. Așa. Și cam atâta cu acesta. Ne revedem mâine dimineață la ora 7-8 așa. Că o să-mi ia ceva timp până o să-i scriu pe foaie, până o să-i iau la mână. Deci o să-mi ia ceva timp. Deci ne revedem mâine dimineață când o să-i ba la îmbarcare și cam atât, fraților. Până mâine dimineață vă urez o noapte bună și cam atât, pa, 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 pa.